Foștii militari acum în rezervă aduc în discuție două ipoteze ale furtului din Mamaia Sat. Fie atacatorul era de al casei și cunoștea zona, fie santinela era total nepregătită sau și-a încălcat consemnul. Consemnul general spune că în postul de pază, santinela nu are voie să intre cu altceva decât echipamentul cu care trebuie să fie dotat. Dacă a intrat, așa cum se spune, cu telefonul mobil sau așa cum au relatat autoritățile, este clar o încălcare de consemn. Dacă îl observa și făcea treaba și făcea serviciu corect, militarul trebuia să îl someze pe individul respectiv, să execute fug de avertisment, după care să tragă pe cât posibil la picioare. Veteranii spun că s-a ajuns în această situație din cauza slabei pregătiri a militarilor care sunt puși să păzească unitățile din teritoriul ale armatei române. Nu se poate ca un militar care este santinelă în poți să fie dezarmat de un cetățean civil. Părerea mea este că este o scenare. Nu are profilul psihologic al unuia care vrea să își fure căciula singur. Nu cred că și-a scenat nimica, nu cred că cei din unitate au înscenat ceva. Poate va fi testat și la poligraf, dar ceva mai încolo, că acum este în stare de șoc. Parchetul militar Constanța și polițiștii au deschis o anchetă pentru cercetarea evenimentului. De asemenea, comandantul Centrului 110 Comunicații și Informatică a numit o comisie administrativă pentru cercetarea împrejurărilor producerii evenimentului.